Salut! Eu sunt Bibs și bine v-am regăsit la Advent Task! Astăzi este 21 decembrie, ceea ce înseamnă 3 zile, 3? 4 zile până la Crăciun și, desigur, o nouă întrebare pentru Ask Advent. Și astăzi, pentru ziua de 21 decembrie, răspundem la întrebarea. Ai un obiect în camera ta care cuprinde în totalitate personalitatea ta. Și de ce? Un obiect din camera mea care îmi cuprinde toată personalitatea. Ei bine, un obiect care să-mi cuprindă personalitatea. Deci, personalitatea mea, pe foarte scurt, este copilăroasă, un picuț uitucă, mai mult uitucă, destul de creativă, uneori leneșă, o imaginație destul de mare, o dorință mare de a se juca și îi plac în general aventurile sau lucrurile palpitante. Cred că am găsit răspunsul! Obiectul! Obiectul din camera mea care îmi reprezintă personalitatea este... Desigur. De ce zic că o figurină cu Peter Pan îmi reprezintă personalitatea? Ei bine, în primul și în primul rând, Peter Pan este întruchiparea efectivă a creativității, a spiritului copilăresc, a imaginației, a aventurilor, a lucrurilor fantastice, care sunt lucruri care mă descriu pe mine sau... care mă descriu pe mine sau care îmi plac foarte mult. De asemenea, este o jucărie, din nou, spune foarte multe despre personalitatea mea. Este o figurină, ceea ce înseamnă că arată obsesia mea pentru figurine și jucării. Și de asemenea este personajul meu favorit Disney. Ceea ce spune foarte multe despre mine. Dar, da, aș spune că dacă aș avea un obiect din camera mea care m-ar putea reprezenta, ar fi acesta. Sau plușul uriaș Peter Pan pe care l-am, care acum stă sus acolo. Hey, Peter! Și pe care l-am folosit în câteva dintre filmulețele din Cafe Rouge. Mamă, Cafe Rouge, ar trebui să fac din nou filmulețe cu Cafe Rouge. Dar oricum, astăzi a fost o întrebare foarte interesantă. Vreau să știu, aveți un obiect în camera voastră care vă reprezintă? Dacă da, care este acela? Dacă nu, ei bine, e destul de ușor de zis nu, pentru că nu foarte multe persoane au un singur obiect care să-i reprezinte. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest simuleț și sper să ne revedem cât mai curând cu orice aș face eu. Eu vă pup și să aveți o zi minunată. Pa, pa!